Bună tuturor! Mulțumesc pentru like-uri și aprecieri. Vă mulțumesc că vizionați canalul meu de YouTube, Crista Rod. Astăzi am să fac o etalare specială cu cărțile de tarot și oracol pentru a afla în ce fel de relație ești, cât de bună este relația pentru tine, dacă ești într-o relație bună sau nu, și care sunt mesajele care vin din partea oracolului pentru relația ta, ce îți transmite oracolul, ce mesaj vrea, ce ar trebui să știi sau ce ar trebui să faci ca să ai o relație mai bună, să vedem, depinde ce mesaj vin către voi. Și vă invit să vă alegeți una dintre cele trei variante cu inimioarele, roz prima, verde a doua și roșia a treia. Bineînțeles, trebuie să știți că sunt etalări generale. Și am să încep cu prima variantă, așadar roz, verde sau roșie. Prima este roz și am să încep cu varianta roz. Să vedem în ce fel de relație ești cu persoana iubită, ce fel de relație este relația ta, relația în care ești, relația cu persoana la care te gândești sau pe care o iubești. Haideți să vedem ce este, ce fel de relație este relația ta, în ce fel de relație ești. O șansă neașteptată, un noroc neașteptat, o nouă aventură. Sau există șansa de a o lua de la capăt, de a reface ceva, să vedem. Aici este o relație în care se bate binele cu rău, să știți. Totuși, trebuie să dați dovadă de înțelepciune și răbdare. Este o luptă între bine și rău, pot să spun. Văd influențele zodiilor de foc și a Capricornului. Văd aveți aici zodii de săgetător și berbec. Și Capricornul, și aveți marele preot, deci e nevoie de o relație de o mai multă înțelepciune și răbdare. Pare o relație în care ar putea fi mult respect, vă trebuie mai mult respect unul față de altul. Apare că există, credința vă poate fi de folos, ajutorul. Decât să vă certați, mai bine vă dați deoparte pentru luați o pauză, nu știu, vă mutați într-o cameră, unul în alta sau încercați să vă puneți un pic de pauză pe stand-by, cum se spune, un pic relația, ca să nu intrați în acest pericol. Pentru că e un pericol de dezechilibru. Poate fi venit și din cauza anturajului sau lipsei de credință sau de maturitate, de răbdare, de impulsivitate. Da? Deci poate păreți într-o relație în care credințele vă pot aduce împreună, ambițiile și orgoliile vă pot separa. Dar nu pare o relație, pare o relație în care trebuie să vă luați niște roluri în serios și aveți de-a face cu persoane care și-au rolul în serios, care sunt responsabile, care vor o relație plină cu responsabilități asumate, în care vor de respect reciproc, de ajutor reciproc, de persoane mature, persoane echilibrate, pentru că îl puteți găsi. Dar văd că aici, în jurul vostru, în mijlocul vostru, această relație, această situație, de ce? De ce acest dezechilibru? Nu, s-au și grăbit în voi. Către voi aici e problema de sănătate, să știți. Problema de sănătate. Sau mai poate să fie că e vorba și de un suflet pereche. Sau, aici sunteți suflete pereche, dar încă mai aveți nevoie să vă echilibrați energiile. Aveți prea multă forță, energie. Unul dintre voi, sau dacă nu ambele persoane, sunteți cu prea energici. Aveți nevoie, poate aici influența leului, am zis săgetătorului, berbecului, vărsătorului ca și apricornului, da? Deci acestea sunt energiile. Deci pe sănătate aveți nevoie să vă refaceți forțele. Poate că sunteți într-o perioadă în care ați obosit, sunteți deprimați și n-ar trebui. Ar trebui să încercați să fiți cu mai mult entuziasm. Rugați-vă că vă vine, văd că și prin singurătate vă vin niște răspunsuri. Poate e vorba și de o relație de la distanță. E cineva cu care nu mai sunteți la distanță, dar dacă vă rugați, există șanse să se echilibreze ceva. Aveți de făcut o călătorie spirituală, interioară. Practic, această relație în care sunteți poate este o călătorie pentru a vă regăsi sinele vostru, sufletul vostru, credința, energia, sănătatea, să vă puneți în valoare poate niște daruri, niște haruri. Da? Păreți aici că vă puteți echilibra, fie singuri, fie cu cealaltă persoană, dar vă trebuie poate vouă să vă calmați. Rugați-vă, calmați-vă, luați-vă, odihniți-vă, că ori sunteți stresați, obosiți, ori poate că aveți nevoie ca voi cu partenerul să ieșiți undeva, să vă plimbați, să vă relaxați, pentru că vă puteți reface relația, vă puteți reface forțele. Da? Deci vă puteți armoniza. Și haideți să vedem care e mesajul. Să fiți autentici, fiți voi înșivă.
pare, e un mesaj care vine către voi, să vedem alt mesaj care vine către voi, este poate o perioadă în care poate să vă gândiți la un copil sau e vorba și de lipsă de copii, trebuie să fiți mai organizați, aveți nevoie, deci aveți nevoie să vă curățați puțin mintea, gândurile, energiile ale voastre ca și ale relației voastre, pentru că poate apărea chiar un copil pentru voi, vă veți găsi niște idei, veți fi autentici. Aveți de-a face cu o persoană în care voi în această relație puteți fi autentici, în care puteți, sau aveți nevoie de astfel de relație, da? În care trebuie să fiți autentici, dar nu dezechilibrați. Deci încercați să vă echilibrați energiile, să vă însănătoșiți pe toate planurile, pentru că pare că puteți fi într-o relație în care să vă aducă multă pace și armonie, stabilitate, fertilitate, idei, creativitate, să creșteți. Da? Deci puteți, dar încet și sigur, eficient, planificat. Da? Deci încercați să vă dați unul după altul, dar cum să zic așa, într-un mod sunteți într-o relație în care aici pare că cineva are totuși ceva în plan, are un plan și poate că atunci când nu coincide cu planul vostru, voi vă dezechilibrați sau invers. Când cealaltă persoană nu este în acord cu planul vostru, intră în dezechilibru, îi apar certurile și va trebui cumva să găsiți o carte de mijloc. Și atunci această relație are nevoie de a fi mai, a ști exact ce vrei. Să știi exact ce vrei și o poți găsi și prin singurătate și prin credință, adică bazându-ți viața pe niște reguli precise, sănătoase, valori reale, principii sănătoase, pentru că în felul ăsta poți să-ți dai seama dacă persoana cu care tu ești coincide acestor principii ale tale, are aceleași principii ca și tine, are aceleași, să zic, valori ca și tine, pentru că în felul ăsta nu mai apar dezechilibrele, pentru că altfel, dacă ele nu coincid, s-ar putea să iasă așa o lipsă, nu e neapărat că tu ai dreptate sau cealaltă are dreptate, ci fiecare vede în felul său, e autentic în felul său, ala e partea bună sau partea rea și rău e autentic, să știți, ca și binele. Deci, pentru că păreți într-o perioadă în care puteți să schimbați ceva, niște lucruri, dar poate că printr-o separare. Pentru unii poate apărea o separare, deci dacă nu sunteți separați, poate apărea o separare, iar dacă sunteți separați, poate este și din cauza acestei lipse de credință, de principii și valori reale, de o responsabilitate asumată. Și acum voi puteți doar ca să mergeți mai departe, singur, pe drumul vostru, având mai multă grijă de să vă alegeți cu mai multă grijă prietenii, anturajul, pentru ca să cunoașteți o persoană pe principiile și valorile voastre, este bine să vă căutați un anturaj cu principii și valori care le voastre. Și prin intermediul acestora, prin conjuncturile care se creează, puteți și voi cunoaște o astfel de persoană sau în drumurile voastre încercați să nu faceți prieteni decât cu persoane care au principii. Deci încercați să vă dați seama, nu vă lăsați duși de, să zic așa, de farmecul unei persoane la prima vedere, mai vedeți și ce este la a doua vedere, ca să zic așa, ce este spatele acelei imagini frumoase. Vedeți dacă principiile și sunt la fel de frumoase, ca și valorile, dacă sunt la fel de frumoase și etc. Da? Deci o persoană trebuie să fie frumoasă în totul, nu numai fizic. Da? Trebuie să fie o persoană frumoasă și sufletește și cu gândurile frumoase și cu intenții frumoase și cu responsabilitate, că aveți nevoie de această maturitate, poate chiar să cere sfatul unui preot. Cam astea sunt mesajele care vin către voi în această relație, deci păreți într-o relație cu o persoană matură, suficient de maturi amândoi, dar există aici între voi, trebuie să stabiliți dacă nu cumva e un dezechilibru pe sănătate sau pe principii și valori pe care voi trebuie să le echilibrați, ca să le puteți merge mai departe, ca, sau separat, aici decideți voi, vă decid această, se pare că între voi o ceartă, poate apărea o ceartă pe care trebuie să o însănătoșiți, să fiți mai blânzi, poate mai calmi, să nu vă fiți prea grăbiți, prea impulsivi, încercați că, e normal să nu-ți convine anumite lucruri, dar nu este normal să-i dai în cap când îi spui acest lucru, sau să țip, dacă țip nu înseamnă că schimbi ceva, să-l faci să fie frică sau nu e că te aude mai bine dacă țipi la el sau ridici vocea. Dacă te face să ridici vocea ca să te aud, ca să poți să-i spui ce ai de spus, înseamnă că nu te înțelege, deci ceva nu e în regulă acolo. Și atunci ia o pauză, reflectează și vezi mai departe ce se mai întâmplă. Următorul pas, răspunsul vine din căutarea în sinele vostru. Știți răspunsul în inima voastră și îl găsiți și prin intermediul credinței, apropiindu-vă mai mult de divinitate, pentru că veți fi ghidat, să zic așa, de divinitate,
tot cu ajutorul intuiției, să vă găsiți răspunsurile sau cu situațiile care apar în calea voastră, spre exemplu. Poate să fie vorba că te duci la biserică, te rogi să se facă lumină în viața ta și apare cearta. Asta ți-a dat deja un semnal că e timpul să te rupi de această situație, că nu este în regulă ceva, sau să faci o clarificare. Da? Și dacă nu vrea să facă clarificarea, nu vrea și în nicio formă, pentru că ține de orgolul său și de ambițiile tale, atunci poate iei distanță, că între timp te vindeci și tu și cealaltă persoană și dai o altă șansă mai departe. Fie că cealaltă persoană își dă seama că a greșit, fie că tu realizezi că nu era pentru tine. Cam astea sunt mesajele care vin la această variantă. Haideți să vedem și la a doua variantă. Ce vine pentru a doua variantă? Ce mesaje transmit cărțile pentru această variantă? În ce fel de relație sunteți? Dacă e bună sau rea? Care sunt părțile bune? Care sunt părțile rele? Să vedem ce transmit cărțile. Wow! Dragostea aici a fost poate dragostea la prima vedere, dar și cu trădare. Aici a fost poate și da, ia uite trădarea cum a apărut. Ceartă, trădare. Și la voi vă trebuie credință. E binele cu rău și aici la voi. Foarte multă energie negativă, malefică chiar, poate să fie la voi chiar energie malefică, vrăj, farmece, adică, sau nu numai, sau anturaj foarte prost, vremuri proaste, da? Că turnul vine și cu o furtună, cu o ceartă. E și manipulare aici. E manipulare prin anturaj, prin interese, niște ambiții. Poate a fost și o atracție foarte puternică între voi, dar a fost și multă ambiție, orgoliu, anturajul care poate l-a împins, poate vi s-a creat o imagine proastă, poate să fie și acest lucru, că aici e multă manipulare, cineva care se jonglează cu niște situații, da? Deci aveți sunteți într-o relație care nu este tocmai bună, ea poate duce să vă ducă către credință. Aveți nevoie de o persoană matură, mai înțeleaptă, mai matură, cu responsabilă, să-și asume responsabilitatea, sau dacă voi reușiți să vă desprindeți acest anturaj rău, să depășiți această luptă a bunului și a răului, puteți ajunge chiar la biserică, spre exemplu, să vă căsătoriți religios, dar că pare că cineva vrea să-și asume responsabilitatea, cineva vrea, până la urmă va ajunge. Deci, păreți că aveți nevoie, sunteți într-un dezechilibru pe sănătate, sunteți izolați, izolate, din cauza unor manipulări, unor înșelătorii, unor ambiții, unui egoism, poate să fie aici, deci tot ceea ce reprezintă diavolul, da? Frică, teamă, egoism, anturaj prost, certuri, scandaluri, vicii, supărări, faliment, vreme proastă, deci ceasul rău, pisica neagră, lucruri pe neașteptate care se întâmplă în viața voastră și vă iau pe nepregătite și vă dezechilibrează, sau intenționat sunt făcute aceste lucruri să vă dezechilibreze, vor să vă dezechilibreze ca psihic, ca persoană sau ca relație. Aici e o situație de acest gen. Dar poate veni și din cauza anturajului, da? Sau locului în care sunteți, e blestemat, e un loc, uite, că un turn așa izolat undeva, da? Și e izolat, e acolo, se atrage fulger, atrage deci nu există, nu are antiparătrăznet, cum ar veni, da? Deci ca să împiedice distrugerea. Deci nu aveți sistemul ghidare divină, deci vedeți cum e binele cu răul aici, cum se bate. Deci ca să vedeți ce mesaje vă vin, că ele vin în practic cunoașterea, exact, aveți niște secrete. Am zis că e ceva poate și ocult, malefic. Destinul, e destinul. Deci voi, foarte posibil că voi aveți o relație de destin sau vă veți cunoaște destinul, dar vă trebuie ghidare divină. Pare că voi ajungeți, că destinul vostru este să fiți o persoană înțeleaptă, să ajungeți o persoană cu putere, cu cunoaștere, o persoană care să ajunge să vedeți, să cunoașteți, să zic așa, divinitatea, să cunoașteți tot ce știe și divinitatea, cum ar veni într-un fel, adică ajunge la cel mai înalt nivel care îl are marele preot, da? De cunoaștere. Deci este cel de după Dumnezeu, cum ar veni. Deci destinul vostru este să fiți o persoană importantă, o persoană cu putere. Dar vi s-au făcut poate vrăji, farmece, sau au fost foarte multe intrigi, multe chestiuni ca să nu ajungeți o persoană puternică. Și relația aceasta în care sunteți voi scoate la iveală aceste lucruri. Deci anturaj este în jurul său sau al vostru. Deci voi aveți o relație care poate e destinată să ajungă la biserică, să ajungă la cununie prin parele preot, dacă nu sunteți deja cununați. Iar dacă ați fost cununați, trebuie tot prin biserică să vă duceți, să vă curățați aceste energii, că poate vi s-au făcut ceva care să vă destabilizeze relația, să vă
ducă pe calea răului, a viciului, a ambițiilor, a geloziei, a trădării, a depresiei, a exagerărilor, a certurilor, da, scandaluri. Deci despărțire și divorț și credința vă poate uni, că văd că aici aveți destinul. Deci bazați-vă pe credință, pentru că credința vă, deci aveți nevoie și la voi, ca și la prima variantă, deci binele cu rău care se bat, aveți nevoie să mai studiați, să mai învățați, informați-vă, căutați niște răspunsuri. Atunci când vedeți că ceva nu merge în relația voastră, încercați să decăutați de ceul. Nu neapărat certându-vă cu acea persoană, că poate ea este și ea influențată într-un fel sau altul, sau sunt niște energii care îl influențează, de care nu e conștient că e posedat în acel moment de niște energii negative, malefice, care îl întărâtă să facă anumite lucruri, sau e vorba de anturajul său care la fel are acea situație, care îl întărâtă, îl provoacă, îl trage în jos, îl ispitește cu niște afaceri, cu niște bani, cu niște plăceri, cu etc. Și are nevoie de ghidare divină, are nevoie de cunoaștere, pentru că destinul este prin credință, prin religie, prin marele preot, printr-o persoană înțeleaptă, matură, responsabilă. Comunicarea joacă un rol important pentru voi, cunoașterea, studiile poate. Deci aveți nevoie să vă îndreptați către credință. Să faceți o poate niște curățări energetice, da, care se fac și prin faptul că cunoașteți poate anumite lucruri despre energii, cum ar fi și medicina alternativă, cum este, spre exemplu, Reiki, care curăță la fel energiile, te încarcă pozitiv, sau alte metode alternative care sunt, sau e și aromaterapia și cromoterapia, este și cristaloterapia și mai multe. Deci, prin credință puteți să vă cunoașteți și destinul vostru. Da? Deci o să vă cunoașteți mai multe despre voi. Deci rugați-vă divinității pentru relația voastră să vă ghideze, să vă învețe, să vă deslumineze, pentru că veți afla multe lucruri, veți descoperi multe lucruri și veți ajunge la acest nivel de înțelepciune, care practic este destinul vostru, să ajungeți la cel mai înalt nivel de înțelepciune, fie în relație, într-o relație sănătoasă, bazată pe principii și valori reale, da? De respect reciproc, pentru că voi aveți nevoie de acest bărbat, acest bărbat care este un înțelept, un bărbat inteligent, foarte inteligent, cu putere, poate să fie și o persoană cu funcție, cu putere, dar care și el mai are multe de învățat despre el, despre viață, despre relații și pentru credință. Rugați-vă și pentru el, nu numai pentru voi, rugați-vă și pentru acea persoană să fie luminată, indiferent că sunteți sau nu sunteți în relație, pentru că până la urmă văd aici că totuși aveți un destin cu această persoană, deci e foarte posibil că face parte din destinul vostru, dar pentru că este într-o influență această negativă, relația voastră nu funcționează. Sau sunteți ambii într-o influență negativă, ambii sunteți influențați de energiile malefice, poate chiar de vrăji de farmece, poate să fie și o astfel, pentru că diavolul vorbește și de ocultism, deci de magie neagră, fiind și în poziție răsturnată, deci este o chestiune foarte multă răutate, foarte multă ură poate, așa, deci ură din asta care, e și turnul care e ură, care duce la război chiar, să, mai bine preferă să dea foc la întreagă, cum a făcut Nero, spre exemplu, cu Roma, a dat foc la întreaga Roma pentru a scrie o poezie. Sau alții care au făcut războaie dintr-o ambiție, a preferat să distrugă, să radă de pe fața pământului o țară întreagă doar pentru că a vrut să demonstreze ceva cuiva, să se răzbune pe cineva, etc. Deci aici e o situație de această luptă de putere care poate veni fie prin persoana pe care voi o iubiți, pentru că e manipulată, înșelată sau sub posesia răului, da? Și trebuie să cineva să se roage pentru această persoană ca să se poată ridica, sau fie din anturaj. Dar în orice caz, voi rugați-vă, duceți-vă către biserică, către lumină, că păreți că drumul vostru duce către lumină. Ăsta e destinul vostru și destinul și celelalte persoane, posibil să fie același lucru. Dar aveți nevoie de o ghidare divină, aveți nevoie de cunoaștere și sunteți ghidați. Voi posibil că sunteți deja ghidați, intuiția vă ajută, dar nu vă lăsați dominați de frică, nu vă lăsați dominați de teamă, nu vă lăsați de vicii, poate e nevoie să fiți mai sigur pe voi, să nu mai fiți slabi. Da, aveți nevoie să vă întăriți puțin, că v-ați dărâmat un pic, să zic așa, din punct de vedere al voinței, al ambiției, etc. Folosiți ambiția diavolului într-un sens să te desprinzi de rău, de viciu, de dorința de a te certa, deci de impulsivitate, și să te echilibrezi. Da? Cam asta e ce pot să spun și la a doua. Ar fi mesajele care vin prin intermediul acestor cărți. Haideți să vedem și la a treia ce pot să vă spun din ceea ce văd în cărțile de tarot, ce mesaje vin prin intermediul acestor cărți.
vedem a treia variantă. În ce fel de relație sunteți? Către ce duce această relație? Ops, se grăbește? Ce se grăbește? Un dezechilibru și la voi, un nebun. Persoană care nu vrea să, nu vrea să audă, nu vrea să știe, vrea să facă ce vrea. Dar ia uite, foarte, atenție pe certuri, că sunt aici și la voi. E un egoism aici, o ambiție, un orgoliu. Sau o persoană care e mai lipsită de responsabilitate, mai imatură încă, chiar dacă are o anumită vârstă, poate încă mai, da. La voi aici poate sunteți într-o trădare, într-o aventură. A fost o aventură, poate, sau poate să fie că a fost o aventură chiar cu cineva care poate a fost într-o altă relație, sau poate că a fost vorba despre, deci unul dintre voi păreați într-o altă relație, sau este în acest moment, poate duce către o trădare. Poate duce pentru trădare pentru că cineva nu mai vrea, pur și simplu nu mai vrea să, e cineva care nu mai vrea să audă, nu mai vrea să vadă, vrea să facă doar ce vrea, vrea ruperea relației, separare. Și aici apare trădarea, da? Ei sau vicii, poate să fie și sub poses, și aici apare răul. Deci apare răul aici care vine prin acest pusnic care îmi vorbește de, mai ales în poziția negativă ca și nebunul, îmi vorbesc de persoane dezechilibrate, persoane care au un anturaj prost sau sunt dezechilibrate pur și simplu așa psihic, da? Deci oricum sunt cine are anturaj așa un anturaj dificil, să zic așa, imoral, ilegal, într-un fel sau altul, cu apucături, așa, e clar că au niște probleme cu ele însele, deci n-au respect față de ele, n-au niște principii, n-au niște valori, au imaturitate, sunt și niște chestiuni legate și de familie, posibil să aibă familie, deci aici poate că la voi sunteți într-o relație cu cineva care are familie sau are niște probleme din trecutul său, se exagerează și aici. Deci pare că se exagerează. Haideți să vedem. Deci pare că vede aici influența vărsătorului, a îndrăgostiților. Au și sări la voi. Da, uite, protecție psihică. Exact ce spuneam. Aveți nevoie senzualitate și pace. Deci aveți nevoie să faceți pace. Aveți nevoie de o relație liniștită. Poate că aveți o de-a face cu o persoană care are probleme psihice. Care are niște, cum să spun, e impulsivă poate. Da? E nervoasă. Deci iese din fire repede. Și se rupe repede relația, pleacă, poate să fie și o astfel de situație, sau face scandal, depinde, aici ai impulsivitatea asta care nu vrea, nu se audă, nu vrea să știe nimic din ceea ce îi spui, nu interesează părerea ta, vrea doar ce vrea ea. Dacă vrea acum să plece și nu o lași, poate s-ar putea să te și amenință. Aici depinde, sau pur și simplu pleacă, că nu mi-a apărut chiar o carte a violenței, ci mai degrabă a dezechilibrului, e o dezechilibru aici, vine, pleacă când vrea, poate... Ea când veselă, când tristă, da, poate și acest, sau are niște vicii aici, sau posibil să aibă și un anturaj prost, da? Nu că ar fi o persoană neapărat rea, dar e încă își caută pacea, încă își caută, e o legătură de senzualitate aici, poate să aibă legătură și cu atracția fizică, felul în care își folosește farmecul personal, sau cum vrea să vă folosiți voi farmecul personal. Aici trebuie să vă protejați, sunteți sub niște atacuri psihice. Posibil să fiți în această relație atacați psihic ca să vă despărțiți, pentru că cineva poate vrea cu voi o relație sau pentru că cineva vrea să folosească de ceva aici, că e vorba de această situație. Voi vă puteți aduce pacea și liniștea prin protecție psihică, încercați să vă întăriți psihicul, să vă curățați energiile, să vă faceți poate și un ritual de protecție, sau să vă duceți la biserică, sau să vă duceți la un terapeut, sau voi cu ambii parteneri să vă duceți la un dacă sunteți împreună și mai vreți să continuați, pentru că altfel se rupe relația aceasta, pentru că este lipsă de echilibru, e lipsă de comunicare, e lipsă de corectitudine în relație, se minte relația asta, deci pare că mai există poate o a treia persoană, poate să fie vorba de o relație de trio aici. Și ca să găsiți pacea și liniștea, voi aveți nevoie de o relație doar a voastră. Poate să fie o relație doar de plăcere, adică vine, își face, se relaxează cu voi și apoi pleacă. Deci își găsește cu voi pacea. Se protejează psihic de alte probleme care le are în relațiile sale, în anturaj, în servici, da? Cu voi își găsește pacea și liniștea. Dar pe voi nu vă ajută. Că și voi aveți nevoie de același lucru, de pace, deci de senzualitate, de protecție psihică. Dacă vine și vă spune vouă toate problemele sale, voi vă încărcați negativ cu această situație sa și voi v-ați pierdut acel echilibru și pace și dorința de a mai merge mai departe. Că, mai ales dacă sunteți într-o relație în care voi și iubiți această persoană, este foarte greu să accepți
că cealaltă persoană mai are pe altcineva, se duce la altcineva sau să știi că îi face rău și totuși să continue, deci te dezechilibrează. În orice caz, deci pe voi aici, mesajul cărților este să găsiți calea de a vă face pace cu voi, să căutați doar acele relații care vă aduc pace, liniște, protecție, vă protejează, protejați-vă mintea, să zic așa. Deci, dacă aveți de-a face cu o persoană care vă turmentează, să zic așa, deci vorbește așa, poate, nu știu, are o persoană dezechilibrată, e un dezechilibru aici în această relație. Sau e o persoană, orică nu comunică cu voi. Da? Nu comunică și pentru voi acest lucru este anormal să n-ai cu cine comunica, să te lovești de un zid, da? El consideră poate că se protejează, că nu vrea să audă nimic ca să se protejeze, dar de fapt îți face, te dezechilibrează pe tine, că te nebunește să vezi că cealaltă persoană nu interesează părerea ta, suferința ta sau dorința ta, etc. Aici trebuie să găsiți voi, că aici voi știți cel mai bine ce e în relația voastră, dar mesajul care vine către voi este protecție psihică, senzualitate și pace. Vedeți voi ce vor să vă spun aceste cuvinte. Ce vă lipsește în relația voastră? Protecția psihică, senzualitatea, pacea, acestea trebuie să le căutați. Nu le aveți în această relație? Deci nu sunteți în relația potrivită. Aveți nevoie de aceste lucruri care să vă protejați mintea de atacurile altora. Poate că aveți o persoană de-a face, o persoană care vă reproșează, care vă critică sau care nu vă încurajează, nu vă înțelege. Am zis, ori nu comunică, ori dacă comunică are un dezechilibru, mi-apare și minciuni, trădare și aveți nevoie, deci, clar, de o protecție psihică, da? Deci să vă protejați de aceste manipulări, înșelătorii, trădare, minciună, da? Care nu vrea să... Sau voi va trebui, poate, să faceți pace cu voi, cu cealaltă persoană. Aici e vorba, poate sunteți într-o relație ruptă, v-ați despărțit pentru că ați avut o ieșire, da? Ați avut o ieșire sau l-ați trădat, ați trădat-o, sau v-a trădat și ați avut o ieșire psihică, așa v-ați certat și cealaltă persoană a vrut să se protejeze și s-a îndepărtat de voi. Dar poate să fie vorba și de un anturaj. Aici trebuie mai degrabă să stați mai atenți pe anturajul care este și în preajma relației voastre, ca și celelalte persoane și să căutați să vă puneți în această situație de liniște și pace, de protecție psihică, de calm, calm. Protecție psihică înseamnă să fii calm și să nu te poată perturba cineva din afară. Că dacă te perturbă, îți perturbă calmul, acum depinde și de puterea ta interioară psihică, că dacă sunt persoane care doar un sunet mic îl deranjează, aia nu înseamnă că cineva te-a deranjat, înseamnă că ești tu foarte sensibil și ai nevoie de o protecție psihică, ai nevoie să te întărești și atunci trebuie să lucrezi, să te însănătoșești. Că aici pare o situație bolnavă, deci clar e o situație, o relație bolnăvicioasă. Bine, poate nu la toată lumea se potrivește, acum depinde și de varianta pe care v-ați ales-o, dar pare totuși o relație care, ca să schimbați ceva la această relație, depinde în ce punct vă aflați voi în această relație, în ce relație, cât de strânsă este relația între voi. Pentru că așa cum apar cărțile, nu pare deloc o relație armonioasă, nu pare deloc o relație în care comunicați, pare că sunteți chiar mai într-un trio sau v-a trădat, v-a înșelat. Și atunci aveți nevoie să faceți oarecare liniște și pace, să vă luați poate o pauză, să vă relaxați, să vă odihniți, să vă curățați energiile, pentru că apoi vedeți ce mai faceți mai departe. Cam asta e ce pot să spun în ce fel de relații vă aflați cu ajutorul acestor cărți de tarot și oracol. Eu sper că v-ați regăsit pe voi situația voastră, partenerul cu partenera în aceste descrieri, în aceste mesaje care vin prin intermediul cărților de tarot sau de oracol. Bineînțeles, știți, și dacă nu știți, vă repet din nou, sunt tarot generale, nu sunt adresate unei anumite persoane în mod special și nu toată lumea se poate regăsi într-o etalare generală. Acestea fiind spuse, eu sper că vă vor fi de folos și vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezenți să vizionați canalul meu de YouTube, Crista Rot, și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!